Tratamentul conservativ în cancerul de col uterin este o alternativă. Tratamentul conservativ în cancerul de col uterin este o alternativă aproximativ recentă. Ea datează de aproximativ 20 de ani. A fost inițiată de un profesor de ginecologie francez care a preluat o metodă românească. Până în prezent au fost efectuate în lume în jur de 1200 de astfel de operații, iar în țara noastră s-au realizat în jur de 64 de astfel de operații, din care s-au obținut 12 sarcini. Această ultimă statistică aparține exclusiv echipei pe care o conduc. Metoda se adresează formelor incipiente de cancer al colului uterin, care trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a minimaliza pe cât se poate complicațiile bolii în sine sau complicațiile care ar putea deriva din utilizarea unei metode conservative versus o metodă radicală. Cel mai important lucru este prevenția acestei boli și pentru faptul că colul uterin este un organ accesibil explorării vizuale în cadrul unui examen clinic, explorării citologice prin examenul Babeș-Papanicolau. Dacă aceste examene sunt efectuate anual, aceste forme de cancer care pot fi tratate conservativ pot fi depistate la timp.